Acest conflict pe care îl vedem noi acum în Ucraina este primul conflict important care are loc în Europa după al doilea război mondial. Este un conflict între forțe aproximativ egale sau cel puțin comparabile. Nu e un război de gherilă ca în Afganistan sau în Irak. Nu. E război între două armate relativ moderne. Aceste armate poartă două moșteniri foarte diferite. Și amândouă sunt vechi de multe decenii. Armata rusă este moștenirea teoriilor sovietice, este moștenitoarea strategiei lui Vladimir Triandafilov, a operațiunii în adâncime, corectată în anii 80, folosind forțe de aerodesant. Adică, pentru perioada în care a fost scrisă și pusă pe hârtie de Triandafilov această strategie, în lucrarea sa în 1931, caracterul conflictelor moderne, important era să pui în fața lui Stalin harta și să hașurezi teritoriul pe care l-ai cucerit în ultima săptămână. Pentru a realiza asta, aducea în secret trupe și la ora H, ca în Sergiu Nicolaescu. Începe cu bombardament de tunuri, după care se trecea la baionetă cu sprijin de tancuri și dăi și luptă. Americanii știau de chestia asta. Ei știau de faptul că în anii 70-80 tehnica a fost perfecționată în urma experienței din Afganistan, în sensul că mai întâi niște trupe speciale deghizate în civil dau lovitura și decapitează conducerea adversă. La Kabul au luat cu asalt Palatul Prezidențial și era o echipă mixtă de AGRU și KGB. Așa s-a încercat și la Kiev, numai că n-a ținut. I-au așteptat. După ce se întâmplă chestia asta și conducerea e decapitată, apar avioane de transport și de trupe de aerodesant pe principale aeroporturi și în același timp intră tancurile ca să-i sprijine pe desantiști, la care americanii, NATO, de fapt, deși în spate e în principal The Rand Corporation, au pus la punct o contrastrategie. Această contrastrategie se cheamă Airland Battle 2000, bătălia aeroterestră 2000, în diversele ipostaze. Prima dată a fost încercată contra lui Saddam Hussein în 1991 în Kuwait. În Kuwait, Saddam acționa după manualele lui Triandafilov, după operațiunea în adâncime, stil Sergiu Nicolaescu. Și pe ăsta l-au blocat, i-au blocat trupele în Kuwait, după care nu se știe ce s-a întâmplat. Brusc pe ea din Kuwait i-a apucat panica, au început să fugă spre Irak, la care au fost surprinși de aviație și mai țineți minte autostrada aia plină de tehnică calcinată, câte zeci de mii de irachieni au murit acolo. Dar ce i-a apucat? Nu era frumos în Kuwait? De ce n-a fost nevoie ca să fie atacați în stilul Sergiu Nicolaescu, artilerie, baionetă, treileptă, stradă ca acum în Donetsk și Donbass? N-a fost nevoie, fiindcă acolo a fost prima aplicare a lui Airland Battle 2000. Și trebuie să înțelegem că ceea ce vedem acum în Ucraina... Stați numai puțin. Eu am crezut la vremea respectivă că niște generali irachieni au trădat și au dat ordinul să se concentreze pe autostrada aia trupe tocmai ca să fie eliminate. Ce s-a întâmplat acolo? Acolo a fost aplicată o strategie care nu mai urmărește hașurarea de cărți, ci care atacă, de fapt, latitudinea de inițiativă. Am înțeles. Deci e o chestiune mai complicată, pusă la punct în anii 70-80 de Rand Corporation. Îi iei în drum, adică. Nu, despre ce e vorba. În primul rând, îi blochezi. Deci, unde au ajuns trupele de aerodesant sau coloanele de tancuri, le blochezi. Blocarea se face cu trupe speciale, din cauza aceasta NATO sunt multe trupe speciale, care acționeze ca ucrainienii. Sotnii de 20-30 de oameni care atacă punctele de trecere obligată și opresc toată coloana. După ce ai oprit coloana, le tai logistica, ai grijă ca să nu mai vină benzină, să nu se mai poată mișca de acolo. Și după aceea aștepți. Acum suntem în sudul Ucrainei,
la postura de așteptare. Adică, cum încearcă să miște o cisternă de combustibil, cum vine un HIMARS peste ei, cum încearcă să atace, să mai câștige, hașureze acolo 20 de kilometri, da. Cum vin HIMARS și contraatacă ucrainenii. Îi lasă să marineze în suc propriu, fără logistică. Păi, în aceste 5-6 zile de conflict în sudul Ucrainei, ce 25 de batalioane, grupări tactice batalion, care sunt între 15.000 și 20.000 de oameni, au consumat 2.000 de tone de muniție și 1.800 de tone, deci 2.000 de metri cubi, de combustibil. Și nu mai au. Iar atunci, soldatul, care e baza întregului proces, este pus în următoarea situație. El trebuie să țină poziția, dar nu mai are muniție și știe că în spate drumul se închide încet. Atunci, latitudinea de acțiune a soldatului, încet, încet, se reduce la o singură opțiune. Iar opțiunea este să fugă. Să scape, da. Să fugă exact cum au fugit irachienii în Kuwait, când da, au fost supuși exact la aceeași presiune. Și, da, da. Iar asta, deci, nu urmărește să hașureze în fiecare zi ce teren ai câștigat, ci urmărește să aducă adversarul, trupele adversarului în punctul în care se prăbușesc în interior, implozie. Moment în care ei o vor lua înspre Crimea, pe ce vor putea, cu bicicleta, fugind pe jos, mergând încet pe podurile semi-bombardate, deci nu le-au dat jos cu totul. Ca să le lase cale de... Că ei trebuie să ajungă pe malul ăla, da, da, stânga, da, al Dniprului, în stare de panică, ca să le inducă panică și la ea că ei sunt acolo. Liniștiți, da. Fiindcă, de fapt, acum se urmărește cucerirea Crimeei. Asta se urmărește. Nu sudul Ucrainei. Dacă mișcarea reușește și la cum merg lucrurile, eu o văd reușind, la un moment dat vom asista la o ruptură brutală a dispozitivului militar rus din sudul Ucrainei, la începutul unei fugi în masă peste podurile rămase, moment în care ucrainenii vor pune mâna pe suficient teritoriu ca să blocheze canalul de apă potabilă Nord-Crimea. Asta e miza. Asta este miza strategică. Da, alimentarea cu apă. Da. Alimentarea, da, cu apă a Crimeei se face printr-un canal lung de peste 100 de kilometri care pleacă vis-a-vis de Nova Harkova. Pe malul drept e Nova Harkova, pe malul stâng al Niprului este priza de apă. Primul lucru, când le-a fost confiscat Crimeea în 2014, ucrainenii au blocat acea priză de apă, la care din 130.000 de hectare de culturi în Crimeea s-a ajuns de la un an la altul la 14.000 de hectare. Da, da, da. Adică a scăzut cu 90%. Da, da, da. În Crimeea, până recent, până în februarie, programul de apă potabilă la robinet era între 3 și 5 ore. Atât. Deci nu puteau, practic, rușii să mențină Crimeea în condiție în care nu aveau sursă de apă. Acum o vor pierde din nou. Extraordinar de interesant. Înțeleg și eu, în sfârșit, ce este cu, eu aș fi fost tentat să-l numesc tot în baza clișeelor clasice, dom'le, ce e asta? S-a ajuns la un drolgher, la un război pozițional? Deja se pregătesc din septembrie pentru iarnă? Că așa părea. Pentru un nepriceput ca mine în probleme de genul ăsta. Adică părea că rușii mențin ceea ce au câștigat, dar acum înțeleg că de fapt sunt într-un soi de pungă, ca să folosim tot clișeele clasice. Să-și mențină inițiativa, fiindcă aici această strategie americană, NATO, vizează tocmai inițiativa, preluarea inițiativei, să-i lași inamicului o singură posibilitate. O singură, da, la variantă, da. Să o întindă. Ca să-și mențină inițiativa rușii, deci latitudinea de inițiativă, rușii ar avea nevoie fie de manevră de forțe, fie de manevră de foc, care sunt cele două unelte tradiționale, e strategie secolului 20. În materie de manevră de foc, nu prea au cu ce să o facă, fiindcă, vedeți, depozitele lor de obuze explodează sistematic. Zilnic. Iar posibilitatea să mai aducă altceva nu au, fiindcă podurile sunt distruse sistematic. Ori au nevoie de 2.000 de tone de obuze
pe săptămână ca să-și mențină cât de cât poziția actuală. Da. Din punctul de vedere al manevrei de forțe, ei în momentul de față au 15-20 de mii de oameni care sunt în principal recruți din cele două regiuni autonomiste, Luhansk și Donetsk. Păi sunt recruți. Adică vai de mama lor, i-a luat cu arcanul și i-a trimis pe front ca să lupte împotriva profesioniștilor neinstruiți sau ai ucrainenilor. Sunt neinstruiți sau spustagii de instrucție insuficiente? Dacă vă uitați peste ce spun ucrainenii, ei spun că au mobilizat oamenii lor, i-au selectat și după aceea i-au instruit. Studii psihologice serioase indică că din 10 oameni, 9, de fapt, nu sunt capabili să omoare. Din această cauză, toate armate serioase au trecut la profesionism. Ăștia sunt oameni studiați psihologic, trecuți prin psihoteste complicate, care se fac din 4 în 4 ani și care arată dacă poți îndeplini fișa postului. Și fișa postului începe cu apeși pe trăgași. Cu apeși pe, da. Deci, din cei 15-20 de mii de pifam pe care iau rușii pe poziție în momentul de față, 1500 sunt potențial eficienți. Da, da, da. Și ca să țină pe ăștia pe poziții, au băgat rușii în terier constând din trupe de aerodesant. Sincer, trupele de aerodesant sunt făcute să acționeze cu armament ușor timp de 3 zile, 5 zile, o săptămână până vin tancurile în spate. Ei nu au dotarea necesară pentru un conflict de durată și pentru un conflict de arme întrunite cum este acum în sudul Ucrainei. Altfel spus, dispozitivul este slab și chestia asta am scris-o de acum 2 luni. Inclusiv cu numărul de grupe de luptă și cu efectivele și cu de unde vin ele și o să vedeți ce iese când pe ăștia intră panica în ei, apucă boala lui Calache și fug toți spre poduri. O să vedeți ce va ieși atunci. Da. Va ieși un spectacol care nu va putea fi ascuns rușilor. Da. Iar atunci va veni momentul răfuielii politice interne. Bun. Acum înțelegeți de ce avea grimasa aceea Toieșu Putin când îi raporta Rosgvardia ce bine e pe acolo? Acum înțelegeți grimasa lui de acum 2 zile. Da. Bun. Da, da. Și atunci, acum înțelegeți că atunci va fi turnanta pe iculoasă. Momentul în care Kremlinul va încasa reculul acestui eșec care va avea dimensiunea fugii din Kuwait.